Sfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Evanghelist Luca.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului și întru tot lăudatului Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul vostru în pace. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Luca, citire. După ce a înviat din morți Iisus, a stat în mijlocul ucenicilor Săi și le-a zis, pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că au văzut un duh. Și Iisus le-a zis, de ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele Sale. Deci încă necrezând ei de bucurie și minunându-se, El i-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere. Și luând a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind împreună cu voi. Că trebuie să se împlinească toate cele scrise după lege, despre mine lege, legea lui Moise. În proroci, în psalmi, atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Și le-a spus, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască numele Său, pocăința, spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Sunteți martorii acestora. Și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și a dus afară până spre Betania
și ridicându-și, mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Pace ție, Celui ce bine ai vestit. Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepti se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, eroii și martirii neamului nostru românesc și creștinesc. În locul luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit dânsii, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i pe dânsii. Că nu este om să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea, viața și odihna sufletelor adormiților robilor tăi. Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Mire. Dumnezeu să-i odihnească în lumina Preasfintei Trăimi pe toți eroii și martirii neamului nostru, românesc și creștinesc. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. De totdeauna acum și cu și în vecii vecilor. Amin. Să nu să ducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, cu Dumnezeu de bună miriască, îndrăgăcească, pe care, primind-o Sfântul cel mai preasfânt vecilor, primi din nou prea Sfântul Tău Duh. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase,
toate umplându-le cel ce ești necuprins. Ne întorcem pe judecatul. Că iată într-o fără de lege m-am să mestești în păcate, m-a născut Maica mea. Că iată adevărul la iubicinea ta de cele ascunse, a înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai bucuros, decât să vadă mă vei ardi. Auză ne vedea bucurie și veselie, bucurați și măroasele cele smerite. Întoarce față de păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată se vește într-o mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește într-o cele înăuntale mele. Nu mă lepăda de la față ta și cu Duhul cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuii tale și cu Duhul Stăpânitor mă întărește. Învățavă-i pe cei fără de lege frâile tale, pe cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de lucrurile tale. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Tu de fii voi jertfă ți-aș fi dat. Parul tău ne-ai binevoit. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilită, inima înfântă și smerită, Dumnezeu, nouă auzisi. Fă bine, Doamne, tu bunăvoirea ta, Sionului, să se zidească zidul Ierusalimului. Atât de binevoit jertfa de preții, prin nostru și arde tot, atât vor pune pe altărul tău jertfe. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepând de nimic răspuns această rugăciune, aducem ție noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că în Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca o milostiv și ne izbăvește pe noi, de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți bucurilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschidă nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne nădăjduim cu Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Amin. Toți suntem credincioși, toți suntem credincioși, toți suntem drept credincioși. Fraților și surorilor, întru Domnul, iertați-mă și Bunul Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Pe voi, pe toți, drămăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Pe preasfințitul Părintele nostru Iustin, al Maramureșului și Sădmarului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri arhierei, arhimandriți, ieromonahi, preoți, diaconi, monahi și monahii, tot clerul bisericesc și cinul monahal, pe părinții din preună cu noi slujitori, familiile lor și credincioșii pe care îi păstoresc, toți preoții slujitori la Sfintele Biserici și Altare din Episcopia Maramureșului și Sădmarului, familiile lor și credincioșii pe care îi păstoresc, întâi slujitorii Sfintelor noastre mănăstiri cu obștile lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, a cărmăitorii țării noastre, mai mari judeților, orașelor și ai satelor și armata țării cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.
pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru toți care s-au adus, vin să vă adormiți întru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Să-ți pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa tăcerească de un acum și pururea și în vecii vecilor. Pe fericiți într-o adormire, Patriarhi ai României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist. Și pe fericitul într-o adormire, Justinian, Arhiepiscopul, Părintele nostru mutat dintre noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe ostași și eroi români, martirii căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, în toate locurile și în toate vremurile, pentru demnitatea și libertatea poporului român și slava Sfintei noastre Biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți și pururea pomeniți ctitori și întemeietori ai acestei sfinte biserici, pe toți ctitorii sfintelor noastre mănăstiri și biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurilor, fii și fiice, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor și de Hristos iubitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Preoțiile și diaconiile voastre să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. În mormânt cu Duhul Iacob. Pace tuturor! Ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, femeia cea de ființă și nespățită. Mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, femeia cea de ființă și nespățită. Iubiți părinți împreună slujitori, iubiți și cinstiți credincioși. Din nou Betania, din nou zi de sărbătoare. Suntem în sărbătoare minunată și dumnezeiască, în primul rând, și în al doilea rând suntem într-o sărbătoare, într-o zi de sărbătoare națională a poporului român. Întrucât astăzi îi cinstim și facem pomenirea tuturor eroilor și martirilor și înaintașilor noștri care au căzut pe toate câmpurile de luptă, așa cum atât de frumos și inspirat Biserica le face pomenirea în fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie. Din nou Betania, din nou Ierusalim. În sâmbăta lui Lazar s-a făcut pomenirea dreptului Lazar pe care Domnul Hristos l-a înviat a patra zi din morți.
Această localitate este în apropierea, în proximitatea Ierusalimului, aproximativ 2,5-3 km. Acolo Domnul Hristos deseori poposea în mijlocul unei familii pe care o îndrăgea foarte mult. Familia celor trei frați, Marta și Maria și al lui Lazar, care s-a îmbolnăvit și în cele din urmă a murit. Domnul era la propovăduire, a fost înștiințat, i s-a transmis această stare de îmbolnăvire a lui Lazar, iar el a întârziat în mod intenționat, spunând că o să ne ducem la vremea rânduită, iar când s-a dus, a venit în Betania, Lazar deja fusese adormit, a murit. Și le-a spus ucenicilor, m-am bucurat că n-am fost acolo, am fost împreună cu voi în Galileea, ca să vedeți lucrarea lui Dumnezeu cea minunată, pentru că Mântuitorul urma ca să-L învieze din morți. După învierea din morți, după 40 de zile de la învierea din morțea Domnului Hristos, din nou ne apare în Evanghelie și în memoria noastră sufletească, ne apare Betania, acest loc iubit de Domnul Hristos. Este locul sau muntele Eleonului, de unde Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri. Despre acest fapt minunat ne vorbesc doar doi evangheliști, Marcu și Luca, care de fapt n-au fost apostoli în mod direct ai Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că știm că Domnul Hristos a avut doar 12 ucenici și apostoli care au fost tot timpul cu El, 24 de ore din 24 de ore. Însă unul dintre ei n-a fost cu inima deschisă și curată și pentru că a iubit mai mult slava acestei lumi, oglindită prin iubirea de bani și de avuție, l-a vândut pe Domnul Slavei, pentru că nu găsim alt motiv pentru care l-a vândut pe Domnul Hristos Iuda. Din iubire de bani, probabil că avea necesitate, avea nevoie. Și care dintre oameni nu are nevoie de bani, nu? Toți avem nevoie și pentru aceasta muncim, ca să ne putem câștiga un bănuț, ca să putem să ne asigurăm existența pe acest pământ. Însă una e una, alta e alta. Una este să muncești ca să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele și alta este ca să te îmbogățești, alta este ca să să te impui în fața societății și, Doamne ferește, să te îndepărtezi sub această formă de Dumnezeu, să-ți lipsească omenia, pentru că știți dumneavoastră, deseori omul plin de sine se îndepărtează de comuniunea cu Dumnezeu și în același timp se îndepărtează de iubirea față de aproapele său. Acesta cred că a fost și motivul pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Hristos. Însă, Marcu și Luca au auzit toate aceste fapte minunate de la apostolii direcți ai Mântuitorului Iisus Hristos. Și ei au notat în Evangheliile lor tot ceea ce a făcut, aproape tot ceea ce a făcut Domnul Hristos pe pământ, în funcție de darul și harul și inspirația de la Duhul Sfânt. Deci despre înălțarea Domnului doar doi evangheliști notează, Marcu și Luca, în Evanghelie, iar în Cartea Faptele Apostolilor, de unde s-a citit pericopa apostolică, din capitolul 1, tot Luca, care este autorul ei, a făcut pomenirea acestui fapt minunat și dumnezeiesc
al înălțării Domnului Iisus Hristos la cer. Și cum s-a petrecut? Timp de 40 de zile după slăvita Lui înviere din morți, s-a arătat ucenicilor Săi. S-a arătat la Marea Tiberiadei, s-a arătat în ziua întâi a săptămânii, ziua învierii, când erau baricadați în interiorul unei case din Ierusalim, de frica iudeilor. După aceea s-a arătat, ne spune Sfântul Apostol Pavel, undeva bănuim noi că în Galileea, la peste 5.000 de frați și de surori, s-a arătat în drumul spre Emaus la cei doi ucenici pe care îi cunoaștem în Evanghelie, numele unuia îl cunoaștem ca fiind Cleopa, și s-a arătat femeilor mironosițe, maicii sale, femeilor mironosițe și Mariei Magdalena, din care ne spune Evanghelistul Ioan că scosese înainte de convertirea sa, scosese 7 demoni. S-a arătat de lor și a încredințat că El este viu. S-a arătat la Marea Tiberiadei, acolo unde apostolii, după ce a înviat din morți, greu au putut să creadă că El este că a biruit moartea. Cu toate că au fost martori la atâtea fapte minunate. Și după înviere, ei s-au dus, în mare parte, s-au dus într-o ale lor. De aceea vedem că la Marea Tiberiadei, apostolii s-au dedat din nou la vechea lor ocupație, adică de pescari. Și Petru și ceilalți și fratele său Ioan pescuiau pe Marea Tiberiadei, pe Marea Galilei, iar Domnul Hristos, după ce ei s-au ostinit și n-au prins nimic, Domnul i-a așteptat la malul mării cu pește fript și un fagure de miere și le-a dat lor să mănânce, zicând, mâncați, eu sunt, nu vă temeți. I-a încredințat pe ei Mântuitorul că El este cel viu. Și spunându-le, făgăduindu-le că o să se înalțe de pe pământ la ceruri, Mântuitorul i-a spus apostolilor, încă înainte de răstignirea și de pătimirile sale, să nu se depărteze de Ierusalim. Pentru că nu o să-i lase singuri. Chiar dacă El o să se ducă din nou la Tatăl de unde a venit, ei nu o să rămână singuri. Pentru că ei erau prietenii Mântuitorului Iisus Hristos. Le-a spus, nu o să vă las pe voi singuri, ci o să vă trimit vouă pe Duhul Sfânt, Duhul pe Mângâietorul, care o să vă învețe pe voi toate, pentru că atât timp cât am fost cu voi 3 ani și jumătate, n-am reușit, sau mai bine spus, voi n-ați fost pregătiți în destul ca să înțelegeți tainele împărăției lui Dumnezeu. De aceea, eu după ce am săvârșit opera de mântuire, v-am răscumpărat, mi-am lăsat slava cea cerească, am venit la voi, am murit, am pătimit pentru voi, am înviat, am săvârșit opera de răscumpărare, v-am împăcat din nou cu Tatăl, acum mă întorc din nou de acolo de unde am venit. Însă, nu o să vă las pe voi singuri. O să vă trimit la voi Duhul cel Sfânt, care o să vă învețe pe voi toate. Dar voi să nu vă îndepărtați de Ierusalim. Și cum s-a petrecut această lucrare? I-a luat pe Sfinții Săi ucenici și apostoli, s-a dus înspre Betania, pe muntele Eleonului, și ne spune Evanghelistul Luca că dintr-o dată, în chip minunat, și-a ridicat mâinile înspre cer, i-a binecuvântat pe apostoli și în timp ce-i binecuvânta, s-a înălțat la ceruri, înspre bolta cerului. Și un nor, ca să înțelegem noi, l-a făcut nevăzut de la ochii lor. Iar ei s-au întors în Ierusalim
cu mare bucurie. Foarte greu, iubiți credincioși, de pătruns. Atunci când te desparți de cineva pe care îl iubești, la care ții mult, te tulburi, indiferent pentru cât timp este despărțirea. Însă pe apostolii vedem, ne spune Evanghelistul Luca, că după această despărțire, după înălțarea Domnului la cer, ei s-au întors în Ierusalim cu bucurie multă. Ei stăteau toți în biserică, împreună toți la oaltă, cei 11 ucenici, împreună cu Maica Domnului, femeile mironosițe, așteptând făgăduința împlinirii cuvântului Mântuitorului, și anume că o să le trimită Duhul Cel Preasfânt. Deci îi vedem pe apostoli bucurându-se. Vedem că din binecuvântarea Domnului, atunci când te binecuvântează Dumnezeu, în viața ta, în sufletul tău, este numai bucurie sfântă. Așa se traduce bucuria Sfinților Apostoli pe care au primit-o în ziua înălțării. Dar ne punem întrebarea. Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. El unde este acum? Răspunsul este, așa cum mărturisim în simbolul credinței, șade de-a dreapta Tatălui, de acolo de unde a venit. Și a luat locul de-a dreapta Tatălui în sânul Sfintei Treimi. Dar locul lui în biserică, cine l-a luat și unde este Dumnezeu acum? Pentru că dacă El s-a înălțat, locul lui cine l-a luat în această lume? Mântuitorul, prin înălțarea Lui la ceruri, n-a părăsit lumea. Pentru că El o guvernează, pentru că este Dumnezeu. Și cum? El nu mai a schimbat un mod de existență într-un alt mod de existență. Iar în biserică și în lume ne-a trimis Duhul Sfânt, așa cum vom vedea în Duminica Cincizecimii, dar mai ales cum El este prezent, viu, autentic și real în viața noastră, în biserica noastră și în această lume. Prin trei moduri este prezent Dumnezeu în viața și în această lume. În primul și în primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos, care a zis că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor și nu o să vă las singuri, Mântuitorul este prezent acolo unde sunt doi sau trei adunați la rugăciune. Spune Domnul Hristos limpede și clar, unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor. Noi suntem aici, în Sfânta Catedrală, suntem mai mulți, de doi sau de trei. Poate suntem 150, 200, poate 300. Dumnezeu știe numărul fiecăruia dintre noi și pe câți îi pomenim și avem în sufletele și în mintea noastră, astăzi la Sfânta Liturghie. Deci este prezent Hristos, conform cuvântului Său, în mijlocul nostru, atunci când suntem la rugăciune. Doi sau trei adunați în numele Meu, sunt și Eu adunat, sunt și Eu în mijlocul lor sau al vostru. Deci Domnul este prezent prin rugăciunea, în comun. Al doilea lucru sau al doilea semn al prezenței Mântuitorului Iisus Hristos în viața noastră și în lumea aceasta este Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce spunem noi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie? Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Acesta este și nu că închipuie, că va fi, că a fost, nu. Vorbim la timpul prezent. Luați, mâncați, acesta este trupul Meu, acum și aici. Iar sub chipul vinului, binecuvântat, spunem, acesta este sângele Meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă. Când?
S-a vărsat și atunci, dar se varsă și acum, la timpul prezent. Deci, pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, este prezent însuși Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că, țineți minte acest lucru, iubiți credincioși, Sfânta Liturghie nu este o rugăciune, țineți minte, nu este o rugăciune Sfânta Liturghie, este mai mult decât atât, decât o sfântă rugăciune. Este mai mult de atât. Este recapitularea întregii activități, a întrupării activității, a pătimirilor, a învierii și a înălțării Domnului Iisus Hristos la ceruri. Aceasta este Sfânta Liturghie. Nu este numai pur și simplu rugăciunile pe care le facem preotul la Sfântul Altar, corul răspunde, Doamne miluiește, și celelalte cântări liturgice. Este mai mult decât atât. Este opera de răscumpărare și de mântuire a întregii umanități săvârșite de Domnul Hristos și noi o retrăim și o actualizăm în actul sacramental, teologic și duhovnicesc și dumnezeiesc al Sfintei Liturghii. De aceea nu este numai o simplă prezență, mergem, cântă corul, preotul ne vorbește și așa mai departe. Este o retrăire a activității Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă sunteți atenți, încă de la primul antifon, când cântă corul, unul e născut Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce ești fără de moarte, care ai venit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Se vorbește de întrupare până la înălțarea Domnului la cer, de toată activitatea Domnului Iisus Hristos. Și al treilea motiv prin care noi înțelegem prezența Domnului Iisus Hristos în lume este suferința umană. Suferința umană. Și aici mă refer nu numai la cea trupească, la bolile care sunt pe oameni, pe fiecare dintre noi, ci și partea sufletească. Pentru că de cele mai multe ori se îmbolnăvește partea interioară, supărarea, necazul, tulburarea sufletească și te aduce într-o stare de tulburare și ești la un pas să ajungi în depresie, care este boala secolului. Vedeți? Toată lumea suferă de această stare de depresie, de nemulțumire, de agitație, de tulburare. Da? Deci ajungem acolo. Prima dată se îmbolnăvește de cele mai multe ori sufletul și atunci se vede pe ființa ta. Nu mai poți să zâmbești. Nu mai poți să fii tu cel natural. Chipul dăltuit de Dumnezeu, chipul frumos, cu zâmbetul luminat, mereu este în cântare pe sufletul tău. De ce? Pentru că sufletul de multe ori este supărat, este tulburat și este bolnav de păcate. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a venit la noi ca să ne răscumpere din păcat și din boala sufletească. Și cel mai adesea îl întâlnim pe Domnul Hristos, repet, în suferința umană. În suferința sufletească și în cea trupească. De aceea El, la a doua venire, când va veni într-o slavă, așa cum s-a și înălțat, într-o slavă, va veni de data aceasta, a doua oară, va veni pe norii cerului, înconjurat de slavă și de îngeri, cu trâmbițe ca un împărat, să judece pe toată lumea. Și ne va zice fiecăruia dintre noi, bolnav am fost și nu m-ați cercetat. În temniță am fost și n-ați venit la mine. Gol am fost și nu m-ați îmbrăcat. Însetat am fost și nu mi-ați dat să beau. Și toate aceste fapte minunate, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos se identifică cu fiecare dintre noi, indiferent de credința și de confesiunea în care suntem noi. Pentru că Hristos a venit pentru toată lumea, n-a venit numai pentru ortodoxi, numai pentru noi, a venit pentru toată lumea, toți suntem ai Lui Hristos. Numai că este o mică mare diferență, dacă credem să-L acceptăm pe El, dacă credem corect în Evanghelia și în Biserica Lui. Aici este o altă problemă. Și cum ne va judeca Hristos este strict problema Domnului. Noi nu putem să știm. Cert este că noi trebuie să fim și să înțelegem
că Hristos se găsește în suferința umană, în cel oropsit, în cel care are nevoie de un cuvânt bun, de cel care are nevoie de un sprijin, care are nevoie, ai nevoie de multe ori în zilele noastre de un telefon, ai nevoie de un SMS, ca să-l cercetezi pe cineva, nu numai când ai nevoie de el. Atunci știți cum se spune, când ai bani și mere bine, toată lumea e neam cu tine. Când ai bani și îți mere rău, nu ți neam nici neamul tău. Așa se spune într-o cântare foarte profundă și adevărată. Când ești pe cai mare și ești într-o funcție, toată lumea te gratulează și este lângă tine, s-ar putea să ai o scamă, cum se spune, pe costum și așa mai departe. Dar când ai căzut și când nu mai ești la putere și în funcție, te uită. Te uită, știți dumneavoastră, se uită, uită de multe ori, uităm și de părinții noștri care ne-au născut. Nu numai în viața aceasta, uităm. Uităm de părinții noștri. Care dintre noi sau câți dintre noi mai mergem, poate odată pe an mai mergem acolo unde ne sunt părinții noștri, să mergem cu o lumânare, să mergem cu un buchet de flori la mama, să te duci la mama, la mormânt, la crucea mamei sau la crucea tatălui, să te duci cu un fir de busuioc, să te duci cu o lumânare, să îngenunchezi acolo tu ca copil, care la rândul tău poate ai și tu copii și ai nepoți, să te duci la mama ta, la crucea tatălui, să îngenunchezi acolo, să stai, să-ți lovești fruntea de gria care este deasupra trupului părintelui tău. Și să-i mulțumești și să-l rogi pe Dumnezeu, să ierte sufletul. Aceasta este condiția umană a omului credincios, care îl iubește pe Dumnezeu și își iubește sufletul său. Aici înseamnă omenia, frumusețea duhovnicească a sufletului plăcut în fața lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, în toate acestea se găsește Mântuitorul Iisus Hristos și mai ales în Cel care are nevoie de un cuvânt bun. Și care dintre noi nu-ți te saltă sufletul atunci când primești un cuvânt bun, o veste bună, când ești cercetat, te-am sunat să văd cum ești, cum o mai duci, sau dacă ești într-o stare de necaz și de suferință, să nu-l întrebi pe cel care are nevoie și știi că are nevoie de ajutorul tău, dacă ai nevoie de ceva, ajută-l! Nu-l pune în stare de tulburare, îl pune într-o stare ingrată, într-o stare de slugărnicie, nu! Ajută-l, pentru că și pe tine te-a ajutat Dumnezeu. Acesta este Hristos. Aceasta este Evanghelia. Acesta este și mesajul pe care această sărbătoare ne-l transmite. Să fim cu omenie, cu credință în Dumnezeu, pentru ca și Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când va veni din nou să ne judece pe noi, pe fiecare, să ne ducă acolo unde El este acum, în împărăția Tatălui Celui Ceresc, pentru că El s-a dus acolo să ne pregătească nouă loc. Dar cu condiția ca și noi să ne pregătim casă pentru veșnicie. Pentru că casa noastră, cu adevărat, nu este aici pe pământ, ci o căutăm pe cea care va să vină, care este în împărăția cerurilor, pe care facă Dumnezeu ca să o moștenim cu toții care suntem prezenți, pe toți cei din neamul nostru și pe toți și toți cei dintr-o neam și dintr-o seminție cu noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Se împărtășește. Bravo, Iorbie. Se împărtășește. Se împărtășește. Haideți. Ce vorbim? Se împărtășește. Teodora. Bravo, Teodora. Crească mare, Teodora. Se împărtășește. Bravo, Mărița. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează.